Seara asta am pregătit un mesaj care are rolul să ne aducă aminte că noi suntem chemați în interiorul împărăției, în calitate de membri ai familiei lui Dumnezeu, să facem ceva. Când ne-am născut, ne-am născut cu anumite instrumente. Unii vorbim bine, unii cântăm bine. Fiecare are un instrument pe care îl folosește în viața lui personală, în familie, în jobul lui și pe care trebuie să-l folosească și în împărăție. E adevărat că există o slujbă publică, noi învestim slujitori pe care îi ordinăm, diaconi, presbiteri sau păstori, declarăm sau delegăm autoritate la dirijori, la lideri de departamente, la directori de școală duminicală, dar când vorbim de slujire nu ne referim doar la o mână de oameni care compun un grup pastoral sau un grup de leadership, ci ne referim la a face ceva pentru ca Evanghelia lui Dumnezeu să ajungă la cât mai mulți oameni. Și aici nu mai e vorba de ordinare sau de o delegare specială de autoritate, ci e vorba de responsabilitatea pe care o simt eu în sufletul meu pentru binele soției mele și al familiei mele. Ei, această simțire din suflet trebuie să o simt și în legătură cu împărăția lui Dumnezeu, din care și eu fac parte. Cam aceasta este ideea pe care vreau să o dezvolt în această seară și o să citesc două pasaje. Unul este din cartea 2 Timotei și al doilea este din cartea 1 Corinteni. 2 Timotei 2 și 1 Corinteni 15. 1 Corinteni 17. Vă invit cu respect să vă ridicați. Citim mai întâi 2 Corinteni. 2 Timotei. Doi Timotei, capitolul 2. Doi Timotei, capitolul 2, versetul 1. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui care l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu e încununat dacă nu se luptă după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Și întoarcem la 1 Corinteni, am spus 15-7, acum spun 9. 1 Corinteni 9, versetul 24. 1 Corinteni 9, versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, mă luc cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Până aici, cuvântul Domnului, vă invit cu respect să vă reașezați. Oamenii lui Dumnezeu, spuneam și repet faptul că întâlnirea într-un grup mai mic, acel din seara asta, ne dă posibilitatea, dacă avem în noi motivația necesară, curiozitatea necesară, scânteia aceea dumnezeiască, ne dă posibilitatea să ne concentrăm asupra cuvântului care se potrivește etapei de viață în care ne aflăm noi astăzi. Ce vreau eu să spun este faptul că oamenii din lume au o mare problemă, păcatul, și soluția ar trebui să fie pocăința. Dacă ei se pocăiesc, vor veni în biserică. Cea mai mare problemă a oamenilor din lume, deci, e păcatul.
și soluția e pocăința. Dar în timp ce ei vin în biserică, și aici se confruntă cu o problemă, imaturitatea. Și cea mai mare soluție este ce spunea fratele păstor puțin mai devreme, este creșterea spirituală. E ca un copil care se naște și nu-i suficient că s-a născut. El trebuie să treacă printr-o serie de faze ale vieții, când începe să învețe, să acumuleze, să fie educat, să fie expus, să fie instruit, și după ce ajunge aproximativ la vârsta de 20 de ani sau mai târziu, deja are în urmă multă informație și e pregătit într-o oarecare măsură să se confrunte cu viața, adică să muncească, să aibă un salariu, să-și facă o familie și așa mai departe. Vă uitați cu respect la un băiat care pur și simplu n-are nimic, a ajuns la 30 de ani, n-are școală, n-are muncă, n-are nici măcar o bicicletă, ce are, i-a dat taică-sa cu maică-sa. Admirați un astfel de băiat? Ați vrea să vă dați fata după un astfel de băiat? Ei bine, la fel se întâmplă în legătură cu pocăința, unde există o viață asemănătoare cu viața biologică, viața spirituală. Aici ne-am născut prin nașterea din nou, naștere din nou făcută din apă și Duh, adică cuvântul lui Dumnezeu care ne spune ce să facem și Duhul care ne ajută să facem ce ne spune cuvântul. În seara aceasta aș vrea să ne uităm un pic la procesul acesta de maturizare care este aproape fără sfârșit și să surprindem câte ceva. Am citit două pasaje, deși de obicei nu fac lucrul acesta, pentru că fiecare pasaj, deși vorbește ca idee despre același lucru, este așezat într-un context diferit, dar facem un pic de abuz a normelor de hermeneutică și ideea mea este să surprind câteva aspecte în legătură cu această provocare de a deveni mai utili, mai folositori, mai roditori în împărăție. Și dacă suntem în împărăție, evident că suntem în biserica locală. Ideea pe care vreau să o transmit, dacă vreți, titlul predicii este slujirea între teren și tribună. De ce spun teren și tribună? Că apostolul folosește câteva metafore, după cum ați observat în ambele texte, adică un fel de comparații, un fel de pilde, dar nu sunt pildele, se numesc metafore, în care ia o imagine din viața sportivă și o compară cu viața spirituală. Ei, m-am gândit la un stadion unde pe teren sunt sportivii, iar în tribună sunt spectatorii. Și o să dezvolt puțin mai târziu ideea asta, dar aș vrea să spun și partea a doua a titlului. Slujirea între teren și tribună sau între sportivi și spectatori. Sportivii sunt pe teren, întotdeauna spectatorii sunt în tribună. Și repet faptul că o să revin la ideea aceasta puțin mai târziu. Apostolul Pavel în tot Noul Testament, evident și Domnul Iisus și ceilalți apostoli, încearcă să surprindă nevoia de a te face mare, a te dezvolta, mai bine zis, a te maturiza, a-ți dezvolta capacitățile și a fi folositor în împărăție. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul Iisus. Du-te și spune. Nu doar du-te, că toată lumea se duce. Du-te și spune. Du-te și fă ceva cu ce ai învățat. În 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 1, Pavel spune, fiecăruia i s-a dat arătarea slujirii, descoperirea slujirii, chemarea slujirii. Dar nu toți putem să facem aceleași lucruri. Însă fiecare trebuie să facem ceva. Cine nu face absolut nimic, trebuie neapărat să nu se mai simtă confortabil în starea asta. Trebuie să se simtă vinovat. Trebuie să se simtă responsabil. În niciun loc din lumea asta oamenii leneși nu sunt apreciați. În niciun loc din lumea asta oamenii leneși nu sunt apreciați. Dacă un soț e mai comod el așa de felul lui, ați văzut că soția se zbârlește și îi spune, bă, fă, drege, du-te, vino. Dacă el nu pleacă din inițiativă, încearcă să-l împungă de la spate. Dacă ai un copil care s-a făcut mare, domne, 16, 18, 20 de ani, de asemenea, încerci să-l îmboldești din spate, ca țepușul lui Pavel. E, tot la fel e și în biserică, pentru că noi suntem aia de acasă. Tot noi suntem. Nu toți creștinii practicanți vor avea o slujbă publică, așa cum remarcam puțin mai devreme, dar toți vor face ceva.
fără să aibă un titlu, fără să aibă o împuternicire clericală, bisericească, dar toți vor simți să vorbească despre Iisus, să vorbească despre împărăție și despre nevoia de a fi salvat. Asta este menirea noastră. Nu e așa că dacă descoperim un doctor, un medic care ne-a vindecat soția și întâlnim oameni care au o problemă similară cu problema soției vindecate, îi spunem, bă omule, ia uite bă ce, hai să spun experiența mea, poate te ajută. Uite domne, ăsta e numărul de telefon, ăsta e adresa, sună-l domne, poate se repară și ție nevasta cum mi-a reparat-o pe-a mea. Ei, de ce spunem treaba asta? Spunem că ne gândim la durerea acestui om, ne pasă de omul ăsta și îi oferim o sugestie. Îi oferim o experiență care nouă ne-a prins bine, în speranța că și lui va prinde bine într-o oarecare măsură. E, nu mai imaginați-vă că mai important decât vindecarea unui organ sau a unei probleme de sănătate este mântuirea sufletului. Cum îi spunem unui om foarte natural, domne, uite ce mi s-a întâmplat mie cu soția, doctorul ăsta i-a găsit beteșugul. E, tot la fel trebuie să spunem, eu l-am întâlnit pe Iisus, eu am fost iertat de păcatele mele, eu dacă mor merg în cer, dumneata cam în ce fază ești cu situația asta? Asta este foarte natural să facem lucrul ăsta. Dacă ne simțim bine să nu facem asta, înseamnă că noi avem o mare problemă de relație cu stăpânul. Nu prea ținem nici la stăpân și nici la stăpânirea lui, la împărăția lui. Adică nu prea ne interesează, nu prea ne doare. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul Iisus în celebru capitol cu numărul 25 din Matei, unde sunt trei pilde. Prima e pildă 100%, a doua e o pildă de 100%, a treia e mai puțin o pildă, dar e un fel de pildă. Vă mai aduceți aminte care e prima? Eu tot am vorbit de lucrurile astea de când vin eu pe aici, că asta este una dintre ideile de bază din punctul meu de vedere, ale marelor păcate tolerate de biserică și tolerate de noi înșine. Vă mai aduceți aminte care este prima? Prima este pilda fecioarelor. Vă întrebam data trecută și repet în seara asta, care a fost păcatul lor, mă, oameni buni? Că fetele alea n-au făcut nimic. Ele nu au greșit că au făcut ceva rău, ci au greșit că n-au făcut ceva bine. Și v-am tot tăbărât cu păcatul de omitere. Ați observat care e problema la fetele alea? Lenea de a nu face un lucru cum trebuie. Pentru chestia asta, frații mei le-a scos afară și au rămas afară. Au bătut în zadar, n-au mai intrat niciodată. E foarte profundă treaba asta, aproape că nu-ți vine să crezi că Mântuitorul pentru o chestie de omitere le lasă afară. A doua pildă, pilda talanților. Ce a greșit, domne, al treilea, că ce i-a dat stăpânul, i-a dat înapoi, i-a îngropat în pământ, că ăla era seiful cel mai bun al vremii. Când vine stăpânul, îi dă banii înapoi, ia-ți, domne, banii, lasă-mă în pace. Ce a greșit băiatul ăsta? A greșit că a fost puturos. A fost leneș, asta a greșit. N-a făcut nimic rău, dar n-a făcut ce trebuia bine. Iată, dar din nou păcatul de omitere este de-a dreptul ofensator. Știți ce spune stăpânul? Aruncați-l afară. Unde este ce? Plânsul și scrâșnirea dinților. Căruia dintre noi ne face bine ideea că noi, soția, soțul, părinții, copiii, ar merge afară unde se plânge și unde se scrâșnește din dinți? Când scrâșnește omul din dinți? La durere. Pentru ce păcat? Pentru un păcat de a uita, a omite, a neglija, a nu face ce trebuie. Al treia pildă, îi spuneam că nu e chiar pildă, aduceți-vă aminte că Domnul spune, am fost gol, unora le spune, m-ați îmbrăcat, altora nu m-ați îmbrăcat. Și tot așa câteva exemple legate de existența, legate de nevoile primare ale vieții, a mânca, a bea, a avea haine, a fi în închisoare și în spital și a fi vizitat. Și unii spun, dar când te-am văzut noi pe tine și nu te-am vizitat? Și Hristos spune, ori de câte ori pe alții care s-ai mei, nu le-ați făcut asta, de fapt mie nu mi le-ați făcut și invers. De fapt am vrut să ajung aici. Pe cei care au făcut i-a numit rob bun și credincios. Adică poți fi un rob bun sau rău, credincios sau necredincios. Scurt, scurt, fără prea multă discuție. Poți fi un rob bun sau un rob rău. Dar asta nu-i dată de caracter. Aici nu e o problemă de faptul că fumezi, că bei, că nu te rogi. Nu, nu, nu. E vorba de o activitate care produce pentru Domnul. Aici e vorba doar de producție. E vorba de activitate care rodește. Atât.
Aici nu e surprins caracterul, partea morală, ci este expusă partea de lucrare, de activitate, ceea ce se numește partea harismatică, de la harismă, duh, lucrare, acțiune. Ei, asta e ideea pe care o pune în evidență și Pavel. Pavel l-a pregătit pe Timotei să fie un slujitor. Priviți că băiatul ăsta are un handicap și mai multe beneficii. Handicapul era faptul că mama lui, evreică, s-a căsătorit cu un bărbat, cu un băiat care era grec. Și când grecul ăsta s-a mutat în Israel, sau s-a căsătorit cu fata asta evreică, familia asta n-a fost niciodată acceptată de evrei, că el era netăiat împrejur. E ca și cum o fată de la noi se căsătorește cu un băiat nepocăit și familia aia pentru întotdeauna rămâne așa cu un semn de întrebare. Ori de câte ori vine la biserică, ăștia sunt cam neterminați. Domne, soțul nu e, încă nu-i pocăit. Ceva mai trebuie făcut în familia aia. E, așa era băiatul ăsta. Băiatul ăsta a avut un tată grec care nu i-a dat o educație biblică. Și e important că a avut o bunică și o mamă extraordinară care l-au educat și mai târziu Dumnezeu i-a mai dat o binecuvântare. Din mâna lui bunică-sa și a lui maică-sa s-a dus direct în mâna apostolului Pavel. Trei oameni au investit în copilul ăsta. Și deși era mai bolnăvicios, deși era timid, deși era cu un mic complex de inferioritate pentru că era privit puțin, așa, cu oarecare indiferență, în cel mai bun caz, totuși bunică-sa, maică-sa și apostolul Pavel au făcut din el pastorul bisericii din Efes, unul dintre orașele celebre ale vremii de atunci. Și acest Pavel continuă să-i scrie două epistole, pentru că nu se puteau vedea prea des, și în a doua epistolă îi spune: copilul meu, întărește-te. Adică maturizează-te, fă-te puternic, folosește-ți resursele, atinge-ți potențialul, dezvoltă-ți caracterul, întărește-te în harul care este în Iisus Hristos și ce ai auzit de la mine, delegă la alții, dar sub condiția și ei să delege la alții. Iată dar această multiplicare. Observați că de obicei frații mai în vârstă predică la amvon, adevărul e că predică și mai tineri, dar de obicei frații mai în vârstă, ei încearcă să se multiplice spunând celor mai tineri ce ar trebui să facă și se referă în mod special la viața de familie, dar ating și la viața spirituală, dar ating și probleme de familie, probleme care nu sunt strict creștine, dar viața creștină se manifestă și acolo. Ce vreau să spun este că apostolul Pavel în versetele acestea vorbește despre câteva lucruri și eu aș vrea să vi le amintesc, pentru că Pavel le-a spus lui Timotei. Și Pavel încearcă să-i vorbească lui Timotei foarte simplu, aproape pragmatic. Una dintre marile probleme pe care predicatorii uneori le au este că vorbesc, dar nu transmit nicio idee, ci pur și simplu vorbesc. Dacă îi asculți, nu le poți găsi nicio vină, că vorbesc bine. Dar nu urmăresc să transmită ceva și așa un mesaj devoțional. Fraților, trebuie să ne rugăm, trebuie să ne rugăm, trebuie să postim, trebuie să fim oameni de treabă, fraților. Vine Domnul, uite, hai să fim... Și tot așa un șir din astea de îndemnuri cap la cap, tot îndemn, dar tot așa se duc îndemn. Nu-i rău, dar asta e un mesaj devoțional, ca atunci când te trezești dimineața și citești o pagină de devoțional ca să te trezești. Ei, apostolul Pavel nu face așa și el pur și simplu încearcă să explice la băiatul ăsta folosind câteva domenii din viață și să le folosească drept exemplu pentru viața lui spirituală. Face niște comparații, viața spirituală cu viața sportivă, viața spirituală cu viața de militar. În vremea aceea erau mulți militari, se băteau tot timpul. Sportivi erau, jocurile olimpice, să știți că s-au născut în Olimp, s-au născut în Grecia, nu la noi. Apoi vor face o comparație cu agricultura, face o comparație cu un copil, cu un părinte. Încearcă la băiatul ăsta să-i deschidă mintea cu exemple care vin din viața de familie, care vin din viața sportivă, care vin din viața militară. Haideți să începem. Uitați-vă, vă rog, primul lucru pe care îl face apostolul. Educă-te ca un copil. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos. Educă-te ca un copil. La ce ne așteptăm noi la un copil să facă? Să se angajeze? Nu.
să se joace toată ziua? Nu. Dar aia e o vreme a educației. Îl educă mama, îl educă bunica, îl educă biserica, se duce la școală și o ia încet, clasa 1, un bețișor plus un bețișor. La anul trece de la bețișoare la altceva. Până când îl vezi, domne, că ăsta e medic, vine și te operează, te face sănătos. Dar cum a început asta? A început cu procesul educației și culminează cu omul care deprinde o abilitate de specialitate și poate să facă lucruri mari în medicină și în orice altă ramură științifică. Dar cum? Educă-te ca un copil. Dacă noi tot timpul suntem numai cu gândul la muncă, numai cu gândul la bani, numai cu gândul la datorii, numai cu gândul la tot felul de investment, e bine, viața noastră se va concentra în practică acolo unde ne este mintea, acolo unde ne este gândul. Ce spune Pavel? Pavel spune, educă-te, citește o carte, intră într-o părtășie pe teme spirituale cu cineva, pune în mintea ta și lucruri care țin de credință, de cer, de viața spirituală. Apropo, cam câte cărți creștine citiți dumneavoastră într-un an? Să vă spun că este îngrozitor să nu citești nicio carte. Pur și simplu, asta se numește analfabetism teologic, biblic, de care vreți. Îmi veți spune, nu că eu citesc Biblia. E foarte bine că citiți Biblia. Este extraordinar de bine că citiți Biblia. Dar cred că este bine, pe lângă Biblie, deși nu e așa de obligatoriu ca Biblia, dar pe lângă Biblie, e bine să citim autori pe care îi respectăm, oameni care știu ce spun. Vedeți, femeile citesc un anumit gen de cărți, bărbații citesc alt gen de cărți, slujitorii citesc alt gen de cărți, cărți care sunt mai teologice, care se ocupă de, care sunt mai profunde, care se ocupă de doctrină. Dar indiferent ce cărți citim, știți ce se întâmplă când citești o carte? Stai o zi cu autorul. Ma, să mă iertați, nu e așa de ușor să scriu o carte. Eu până la vârsta asta n-am fost în stare să scriu niciuna. De ce? Pentru că nu sunt în stare să scriu o carte. E, nu e ușor să scriu o carte, pentru că o citește toată lumea. Trebuie să fii bine documentat, trebuie să fii un om echilibrat, trebuie la rândul tău să ai o bibliografie, adică o grămadă de cărți în domeniul pe care l-ai consultat, nu te apuci așa și scrii versuri. Ei, în momentul în care citești o carte, tu stai o zi, două, cât durează citirea acelei cărți, stai de vorbă cu autorul, cu omul ăla care o lună, un an, de fapt nu se scrie o carte într-o lună, câțiva ani se coace în mintea unui om. Asta înseamnă părtășie cu omul ăla. Apoi, noi avem tot felul de întrebări la care o astfel de carte ne poate răspunde, ne poate motiva, ne poate deschide mintea. Faptul că nouă nu ne place să citim pe un domeniu pe care îl prezentăm drept important pentru noi, dovedește că nu e chiar așa de important. Nu vedeți că uneori ne pierdem pasiunea? O carte te poate curenta, te poate reaprinde ca pe un foc care s-a stins. N-am nici de cum ideea să vă îndemn neapărat să citesc cărți, dar am vrut numai să spun că educația este importantă. E bine să nu ne plafonăm. Sunt frați care pur și simplu nu știu să spună decât lucrurile pe care le-au spus acum 30 de ani și aproape că ne e teamă să îi mai ascultăm încă o dată. Știm de la început ce o să spună. Cui ar place să asculte o poezie, să nu te duci, vezi Niagara azi, o vezi mâine, o vezi până la urmă, te enervează Niagara. Așa frumoasă cum e. Nici la școală nu ni se spune tot cu bețișoarele o viață întreagă, că n-am mai dat pe acolo. Apoi, uitați-vă ce spune în versetele 3 și 4. Sacrifică-te ca un soldat. Când vorbim despre un copil, nu putem să spunem sacrifică-te ca un copil, că un copil nu se sacrifică. Dimpotrivă, mama și tata nu mai reușesc să-l mulțumească pe gogoriță. Dar un soldat este un individ care se sacrifică, domnule, ăștia își lasă nevasta, își lasă copiii și se duce unde oamenii se luptă. Uitați-vă, în Ucraina pot pleca femeile și copiii, dar nu pot pleca bărbații. De ce? Pentru că bărbații sunt de sacrificiu. Ei trebuie să apere țara. Ei, și apostolul Pavel ia imaginea asta. Orice bărbat tânăr de aici are o idee despre ce înseamnă să fii un soldat, un militar. Indiferent în ce domeniu, că ești pe vapor, că ești pe tank, că ești în aer, pe avion, n-are importanță. Dar întotdeauna un soldat vorbește de sacrificiu, de risc. Timotei este sfătuit de Pavel în legătură cu treaba asta. Sacrifică-te ca un soldat. Asta vorbește despre suferință și despre dedicare.
Apoi, uitați-vă în versetul 5, antrenează-te ca un sportiv. Mă gândesc că unii dintre dumneavoastră ați făcut sport un pic mai intens în tinerețe. Sau uitați-vă la sportul profesionist din America. Uitați-vă la recordurile pe care le stabilesc oamenii ăștia, indiferent de natura sportului. Și veți vedea că ies din zona umană și se îndreaptă înspre o zonă aproape inumană. Pur și simplu sfidează regulile și legile vieții. De ce? Pentru că se antrenează nebunește. Unii folosesc în mod ilegal și substanțe care îi creează twin turbo. Dar ce vreau să spun este că antrenamentul îi scoate din zona oamenilor obișnuiți și fac din ei niște performanțe incredibile. Asta îi spune Pavel lui Timotei, antrenează-te ca un sportiv. Uitați-vă, vă rog, în versetul 5. Cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu se luptă după rânduieli. Intenționat am citit pasajul din 1 Corinteni și probabil că acum e timpul potrivit să revenim puțin la el și să vedeți ce spune Pavel despre rânduieli. Pavel spune următorul lucru: nu știți că cei ce aleargă, toți aleargă, dar numai unul capătă premiu? Iată dar o rânduială, aleargă toți și unul capătă premiu. Dacă sunt 5, 4 nu capătă nimic. Dacă sunt 10, 9 nu capătă nimic. Dacă sunt mai mulți, numai unul capătă premiu. Asta îi spune Pavel: bă băiatule, așa trebuie să faci ce faci încât să capeți premiu. Care e ideea aici? Ideea este de alergare. Vedeți de ce oamenii au dificultate să se angajeze să facă ceva? Pentru că orice faci presupune alergare. Presupune să-ți rupi din timpul pe care l-ai și la puțin. N-ai timp de familie, n-ai timp de odihnă, mai vrei să te relaxezi un pic și dintr-o dată te duci să faci ceva spiritual. Să mai lasă-mă în pace, domnule, vreau să mai și trăiesc un pic. Ei, Pavel spune următorul lucru: alergarea stă la baza slujirii. Nu poți să slujești fără să nu alergi, fără să nu pui osul la treabă, iertați-mi expresia, fără să nu te ostenești, fără să nu depui un efort, fără să nu te sacrifici. Asta e ideea pe care o transmite Pavel. Aleargă, aleargă. Nu e vorba de mers încet, aici nu suntem pe nisip la ocean. Aici trebuie să alergi, trebuie să faci ceva care te solicită. Nu ușor, dar motivația este foarte profundă. Haideți să ne mutăm un pic la versetul 25. După alergare, observați că se vorbește despre supunere. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de restricții. Puneți mască. Ok, îmi pun mască. Fă-ți test. Ok, îmi fac test. Nici masca, nici testul nu-s lucruri plăcute. Dar te supui pentru că există niște reguli pe care trebuie să le accepti, îți place sau nu-ți place. Pavel nu se referă la mască și test, el spune... Sportivii se supun la tot felul de înfrânări. Ce credeți? Du-te mâine la sportiv și noaptea asta nu dormi deloc, stai la Miami. Ha, te duci mâine acolo, nici nu mai vezi bine pe antrenor și pe celălalt, nici nu mai vezi bine poarta, mingea, nu mai vezi nimic. Păi dacă nu te-ai odihnit, ce să vezi? Sau să te apuce, postezi 3 zile, faci postul estera înainte de o întrecere sportivă, indiferent ce disciplină este. Ei, Pavel vorbește despre niște înfrânări de la libertățile pe care le are un om obișnuit, pe care ți le asum ca sportiv. Noi ca și creștini ne asumăm anumite restricții. Nu ni le pune nimeni. Nu se ține fratele Nelu sau Gelu sau Marian sau alt frate păstor după noi să se întrebe: bă, astăzi tu... Nu, e vorba de conștiința mea, pentru că e problema mea, nu e problema pastorului. El e coordonatorul comunității religioase, dar sufletul meu e în mâna mea. Eu sunt responsabil de el. Eu trebuie să-mi pun restricții, să-mi pun înfrânări. Îmi pun înfrânarea să sau să nu? Îmi pun înfrânarea să sau să nu? Fiți sinceri, avem toți obiceiul să ne asumăm înfrânarea de a posti o zi pe săptămână? Nu mă gândiți-vă la asta. Fiți sinceri, avem toți obiceiul să ne punem 5-10 minute de dimineață și să ne înfrânăm de la alt ceva ce am putea să facem în alea 10 minute și să citim un pic din Biblie și să ne rugăm? Avem obiceiul să ne înfrânăm de la... Și pot da multe exemple, dar nu are rost. Vedeți, Pavel surprinde asta când vorbește cu Timotei. Și Timotei aude lucrul ăsta nu ca pe o predică, ci ca pe niște porunci pe care el trebuie să le împlinească. Și în versetul 26 el spune: eu alerg,
dar nu alerg ca unul care ori încolo, ori încolo, tot aia este. Zice, eu știu încotro alerg. Asta înseamnă viziune, direcție, scop. Care e scopul? Nu doar să transpir, scopul meu nu e să transpir. Scopul meu e să ajung undeva. Am un target, am un obiectiv, am un loc unde trebuie să ajung. Există o destinație. Uitați-vă la versetul 27. Mă port aspru cu mine. Avem tendința să ne purtăm aspru unii cu alții. Apostolul aici vorbește despre o disciplină personală care se potrivește la soldat, se potrivește la sportiv, se potrivește, după cum vom vedea, la agricultor, se potrivește chiar la copil, pentru că el intră într-un proces de educație. Sincer să fim, nu-i ușor. Mi-aduc aminte când am fost la școală că nu mi-a plăcut deloc. De-abia așteptam să vină vacanța. Și când venea, ținea o zi. Iar școala ținea mai mult de un an într-un an. Haideți să ne întoarcem la 2 Timotei. Scriptura vorbește aici despre educația copilului, despre sacrificiul soldatului și despre disciplina sportivului. De aceea m-am gândit să vorbesc în titlu Ești în teren sau în tribună? Uitați ce vreau să spun. Dumneavoastră știți că pe un stadion sunt două categorii de oameni. Unii care sunt pe teren și aceia sunt sportivii și o categorie de oameni de obicei mai numeroasă care sunt în tribune. Știți cine știe mai bine fotbal dintre aceste două categorii? Ăia din tribună, domnule. Ăia cât ține meciul ăsta? 90 de minute plus 15 la pauză, dacă vorbim de fotbalul românesc, ăștia, domnule, ăștia știu tot. Și îi spune, dă-mă, fă-mă, tot nemulțumiți sunt. Ăia niciodată de pe teren nu reușesc să-i mulțumească. Foarte rar, foarte rar. Cam cum numiți dumneavoastră oamenii care sunt pe teren? Îi numim jucători, dar cum îi numim pe cei care sunt în tribună? Îi numim spectatori. Ce fac spectatorii? Sincer să fim, nu fac nimic. Bă, omule, dar dacă știi fotbal, vino frate aici pe teren unde se joacă fotbal, dacă tot știi. Vrei să joci fotbal în tribună? Fotbalul nu se joacă cu vorbe. Fotbalul se joacă cu mingea. Fotbalul nu se joacă în timp ce stai pe bancă și mai arunci ceva în gură. Fotbalul se joacă cu mingea și fugi de parcă n-ai splină. Ei, întotdeauna pe un teren de fotbal, la un meci, la o întrecere sportivă, nu vor lipsi spectatorii. Spectatorii sunt acolo. Au rolul lor. Mă gândiți-vă ce rol au într-o biserică spectatorii. Înțeleg că eu sunt spectator când cântă corul. Că niciun dirijor nu mă vrea nici la tenor, nici la bas. Că și așa are probleme. Mai mă duc și eu să-i mai creez una. Da, ok, la cor sunt spectator, la administrație sunt spectator, la donații sunt spectator, pot să spun mai multe, dar n-are rost, tot spectator sunt. Da, nu poate unul să facă ceva că eu spun, nu-i bine. Da, mă, dacă știi, de ce n-ai venit tu să faci bine, mă, suflete? Vedeți? Apoi, gândiți-vă că tot acolo sunt și comentatorii. 1, 2, 3, 5, dar măcar unul e acolo. Ăsta, domne, spune tot. El tot timpul comentează, de când începe până se termină și la sfârșit iar are o postată cu aia care câștigă și cu antrenorii și cu președinții și cu sponsorii și nu se mai opresc din comentat. Meciul s-a terminat, dar comentariile nu se termină. Sunt bune comentariile? Sigur că sunt bune. Dar toate comentariile sunt bune? Sigur că nu toate comentariile sunt bune. Oricând, sigur că nu oricând, fiecare lucru din viața noastră are un timp potrivit, are un loc potrivit, dar, bă, frate, mai și potolește-te. Nu numai jucătorii sunt pe un teren. Sunt acolo spectatorii, sunt acolo comentatorii, acolo sunt și agitatorii. Cum se mai numesc ăștia? Agitatorii. N-ați văzut că se încaieră? Se încaieră, unii se omoară. Vin cu bâte în arma, sunt organizați pe cete și se încaieră de unora. Le e frică să se mai ducă la ei acasă că îi nimicesc. Agitatorii au rolul să stimuleze, să-i enerveze pe oameni, să pună presiune pe ei. Numai gândiți-vă că în biserică oamenii ăștia nu-s buni deloc.
Nu-s bun deloc, indiferent dacă vor să facă un lucru bun. Când agiți pe un om, agitația în sine este un lucru negativ. Însă sunt oameni care agită, sunt factori de influență care pur și simplu folosesc persoanele care pot fi folosite, că sunt, în orice biserică sunt și oameni care pot fi folosiți. Nu vreau să intru în detalii, că nu ăsta este scopul meu. Apoi, sunt ezitanții, sunt imitatorii, sunt tot felul de oameni, întotdeauna la o întrecere sportivă. Dar aș vrea să mă mut din textul, din pasajul din 2 Timotei și să spun următorul lucru. Uitați-vă, vă rog, la versetul 6. Agricultorul, aici se zice plugarul, trebuie să muncească înainte să strângă roadele. Care este ideea de aici? Fii harnic ca un agricultor. Agricultorul este caracterizat de hărnicie și de speranță. Priviți ce zice Pavel. Plugarul trebuie să muncească înainte să strângă roadele. Ai ceva bani, te duci și îți cumperi sămânță, mai plătești și aratul, semănatul și nu știu ce, cheltui toți banii în speranța că Dumnezeu dă ploaie și sămânța care tu ai pus-o în pământ, tocmai la toamnă, oameni buni. Dar cine mai trăiește până la toamnă? Tocmai la toamnă s-ar putea să strângi ceva. Dar dacă nu plouă, nu strângi nimic. Îți trebuie mare speranță să-ți cheltui banii acum, că la toamnă o să iei mai mulți înapoi. Și Pavel surprinde chestia asta. Observați că este vorba despre hărnicie și despre speranță. Și agricultorul an de an face același lucru. Sunt ani în care merge mai prost treaba. Sunt ani în care merge mai bine. Dar el face același lucru cu credincioșie. Cum se desprimăvărează moț pe câmp. Pentru că el trăiește de acolo. Asta e viața lui. El atâta știe să facă. Se duce și pune în pământ tot ce are, în speranța că pământul îi dă înapoi însutit. Și de cele mai multe ori se întâmplă așa. E și harnic, este și sperator, un om care are speranță. Cu cine face el deal? Cu pământul. E, Pavel ia imaginea asta, care era obișnuită în sistemul agrar, agricultor din vremea aceea, și spune la băiatul ăsta: mă, l-ai văzut pe bunică tău? L-ai văzut cum muncește, cum pune sămânța în pământ și așteaptă rugându-se: Doamne, dă ploaie și soare să am la iarnă ce să dau la copii și la vite. E, așa să faci tu cu Evanghelia, mă, copile. Observați că atunci când vrei să fii un slujitor al lui Dumnezeu, nu e vorba neapărat de ordinare, de delegare cu autoritate în publicul bisericii, nu, ci e vorba de un angajament al vieții tale în raport cu Dumnezeu. Oriunde sunt, vreau să vorbesc, să promovez împărăția lui Dumnezeu. Să prezint împărăția lui Dumnezeu ca pe cea mai bună împărăție. Să vorbesc pozitiv despre biserica lui Dumnezeu, despre Iisus Hristos. Să am tot timpul la mine ceva ce pot oferi în legătură cu Iisus Hristos, ca să ajut în mod deosebit pe cei ce nu știu. Când eram tânăr, în orașul unde noi trăiam, nu erau biserici evanghelice. Mai târziu am descoperit că era biserica adventistă și creștină după Evanghelie, dar baptistă și pentecostală nu era. Și eu aveam o Biblie foarte însemnată, cu tot felul de argumente împotriva adventiștilor. Cu ei am avut discuții, debate-uri teologice foarte profunde, dar și cu frații baptiști. Aproape că eram recunoscut cu astfel de discuții. Mult mai târziu a venit la mine un tânăr, era după el cu vreo 3-4-5 persoane și a zis: frate Luigi, am adus un grup de frați baptiști, te rog frumos să stai de vorbă cu ei. Și am întrebat: despre ce să stau de vorbă cu ei? Știi tu despre ce trebuie să stai de vorbă cu ei? Misiunea mea era să-i fac penticostali. Și am spus: îmi pare rău, nu o să stau de vorbă cu ei. Pentru că de 30 de ani, de când eu încerc să fac treaba asta, în mod direct, niciun baptist nu s-a făcut penticostal. Nu cred că asta este treaba mea. Nu cred că asta este treaba mea. Să treaba mea este să vorbesc despre Hristos, să prezint lucrurile spirituale, pozitive, să prezint creștinismul ca pe un lucru care se confundă cu eternitatea, cu viața veșnică. Exact cum un sportiv, cum un copil, cum un agricultor
își investește viața, se antrenează, se pregătește, se educă, tot la fel un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie folositor în biserică. Trebuie să aducă pe cineva la Dumnezeu. Fiți sinceri, suntem în aprilie. Ați adus până acum sănătate, ați adus până acum un prieten la biserică. Anul ăsta ați adus un prieten la biserică? L-ați adus de mai multe ori sau doar o dată? V-ați mai întâlnit cu prietenul ăsta? Dacă răspunsurile sunt nu, întrebarea este de ce? Ce v-a lipsit? Intenția, responsabilitatea. Cum credeți că vede stăpânul? Dacă dumneavoastră ați avea niște muncitori așa, i-ați mai ține și mâine sau le-ați spune să se ducă la plajă? Hai să fim sinceri. Care este profitul pe care îl are Dumnezeu cu mine? Care e randamentul meu adus în împărăție? Dacă am pune problema așa, lăsați-mă să spun un exemplu care mă deranjează. Exemplul ăsta pe mine mă deranjează, dar în ciuda faptului că mă deranjează, vi-l spun. Martorii lui Iehova au metodă, noi avem mesaj. Dacă Biserica Pentecostală, care are un mesaj așa de puternic și de biblic, ar folosi metoda martorilor lui Iehova, credeți-mă că n-am mai încăpea aici și n-am mai încăpea nicăieri. Oamenii au metodă. Frații mei, nu se mai potolesc. Au o insistență enervantă. Dar mesajul lor este extrem, extrem de diluat. Noi avem un mesaj foarte bun, dar e împachetat în batistă cum ținea bunica banii și aici în buzunar. N-avem timp să-l spunem nimănui. Îi azi cu metoda, noi cu mesajul. Îi aduc un mesaj neadevărat, dar ăla adevărat e la noi și nu-l spunem la nimeni, de parcă e secret. Frații mei, nu-i normal ca duminica să nu fie 2-3 prieteni în sală. Nu vă supărați pe mine. Mi-a să știți că eu vă stimez și vă iubesc. N-am venit aici să vă enervez. Dar nu se poate să nu ne respectăm stăpânul, să nu ne respectăm condiția de copii ai lui. Nu se poate într-o duminică să nu fie 2-3 prieteni aici. Noi suntem aici, duminica suntem mai mulți. Chiar nimeni să n-aducă un prieten? Dar ce biserică este asta? Noi trebuie să facem asta. Pe mine m-a adus cineva, de-aia m-am pocăit. Dacă nu mă aducea, nu mă pocăiam, că dacă n-auzeam, de unde era să cred? Lăsați-mă să mai spun ceva și mă apropii de încheiere. Uitați-vă la versetul 15, pe care nu l-am citit. Fii curat ca un vas în care gătești. Noi avem multe vase în casă și în fiecare vas putem să punem tot altceva, dar sunt vase curate într-un loc în care gătim, în care ne ținem diverse alimente și vasul ăla e un vas curat. E, Pavel îi transmite și ideea asta de la bucătărie. Timotei a văzut la bunică sa și la maică sa, cum avea vase de tot felul, unul era chiar murdare, se foloseau la alte lucruri. Dar avea și vase în care făcea ciorbă, în care făcea mâncare, în care punea în farfurii, în strachină. Avea astfel de vase și Pavel îi spune următorul lucru, fii un vas ales. Vedeți ce sfaturi de lui Timotei, sfaturi pe care el le regăsește în viața lui obișnuită. Îi vorbește despre un copil care trebuie educat, îi vorbește despre un sportiv care trebuie antrenat, îi vorbește despre un soldat care trebuie să-și asume riscul și să-și sacrifice viața pentru țară. Îi vorbește despre un agricultor care trebuie să dea tot ce are în speranța că va primi înapoi la toamnă. Îi vorbește despre o bucătăreasă, o gospodină care are printre toate vasele din casă, are și vase curate din care mănâncă. Timotei îi vorbește la băiatul ăsta despre teren și despre tribună, despre sportivi și despre spectatori. Aceste două categorii sunt foarte diferite. Și în încheiere, lăsați-mă să vă spun următorul lucru. El, Pavel, spune că jucătorii vin în fiecare zi la stadion, spectatorii vin numai duminica. Și acum nu bat apropo la pocăință că noi venim duminica la biserică. Nu, da, spectatorii nu vin la antrenament, ei vin numai la meci. Numai la meci. Jucătorii, sportivii, vin la fiecare antrenament.
Pentru că ei nu pot da randament dacă nu se antrenează. Antrenamentul le dă potențialul de care au nevoie. Noi vrem să se cânte aici ca... Noi vrem aici să se predice ca nicăieri în altă parte. Noi vrem aici să se recite, să se spună capitole din Scriptură. Noi vrem aici să existe tehnic, video. Dar toate lucrurile astea se fac cu antrenament, cu disciplină, cu cheltuială, cu efort, cu sacrificiu. Încă un lucru interesant. Jucătorii primesc cupa, nu spectatorii. Mai țineți minte cum ia capitanul echipei trofeul ăla și de-abia îi rezistă inima să nu-i pleznească de bucurie și de emoție? Jucătorii sunt acolo cu cupa în mână, spectatorii sunt în tribună și nu ating niciodată. Se uită cu ochișorii și atât. E diferență între a fi pe teren sau în tribună, între a fi sportiv pe teren sau spectator în tribună. E o mare diferență, deși sunt în același loc. Știți ce îi deosebește? Obiectul activității. Atât. Cei din tribună au venit să se uite. Exact asta vreau să vă spun acum. Jucătorii aleargă, spectatorii sunt așezați, se odihnesc. Jucătorii dau gol, spectatorii își dau cu părerea. Câtă diferență între unii și alții. Numai gândiți-vă dumneavoastră, înspre unde se îndreaptă Biserica lui Dumnezeu? Înspre unde se îndreaptă Biserica lui Dumnezeu? V-am spus de câteva ori în vizitele mele și frați, nu sunt eu sigur care spun, toți pastorii spun lucrul ăsta sau toți predicatorii spun lucrul ăsta. Dumnezeu ne-a chemat să evangelizăm lumea. La început au fost 12 oameni și au avut un succes incredibil. Noi astăzi suntem foarte mulți. Noi suntem aproape 2 miliarde. Și uitați-vă că cel puțin în Europa și în America de Nord lucrurile nu stau grozav. Cel puțin Europa e o relicvă, e ca Titanicul pe fundul oceanului. Și nu-i departe nici America să fie aici. Acum nu vorbesc de bisericile românești, vorbesc de creștinism la modul general. Uitați-vă câte biserici americane s-au mai deschis după COVID. Nici nu-ți vine să crezi. Oamenii lui Dumnezeu, Hristos ne-a încredințat misiunea să limităm pe El și să imităm pe Pavel, pe Petru, pe Zwingli, pe Wesley, pe Luther, pe Savonarola, pe, ce să mai zic, pe oamenii lui Dumnezeu care de 20 de secole cheamă oamenii la Hristos. Este adevărat că Africa este în flăcări, e adevărat că Asia este așa, în mare parte, America Latină, America de Sud, este Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Guatemala chiar. Am fost acolo și am construit o biserică cu biserica noastră. Însă uitați-vă la America cu ce se preocupă. Nu mai știu dacă copiii care se nasc sunt băieți sau fete, deși e vizibil. Știu ce e în burta lui maică-sa, dar când ies afară nu mai știu ce e. Deci nu-ți vine să crezi, ai impresia că-s desene animate. E un joc de prost gust. Asta este ideologia timpului. Ce oferim noi? Nu v-ați întrebat de ce biserica nu prea mai are nimic de oferit? De ce oamenii nu mai au interes pentru biserică? De ce nu se mai duc oamenii la un restaurant? Nu mai merg oamenii să mănânce la un restaurant. Mai intră câte unul așa din când în când, mâncare făcută de acum un an jumate. Eu sunt creștin, eu nu sunt ateu. Dar vreau să vă confrunt cu ideea asta ca să vă simțiți și dumneavoastră responsabil cât mai mult posibil și să ne înțelegem care ne este menirea. Care ne este menirea? Trebuie neapărat să facem locul ăsta un loc de dorit. Trebuie neapărat să facem ceva. Trebuie să ne gândim, să ne batem capul. Nu trebuie să avem o biserică concentrată doar pe servicii divine, joia și duminica, deși acestea sunt momente de sărbătoare pentru o biserică locală. Dar trebuie să avem o mișcare în timpul săptămânii, trebuie să avem niște planuri, trebuie să avem niște idei, iar dacă nu le avem la nivel de biserică, trebuie să le avem la nivel de individ, de familie, oriunde merg. Trebuie să spun ceva cuiva. Apoi sunt copiii ăștia care cresc aici lângă noi. Trebuie să luăm pe unul să-l mentorăm.
Îl invităm la un ceai, la o cafea. Cine o să-i mentoreze? L-a mentorat bunica sa și cu maica sa, dar trebuie să vină Pavel acum și să-l ridice la un alt nivel. Închei spunându-vă din nou despre ceea ce v-am spus deja până acum, despre educația copilului. Asta vorbește despre multiplicare. Întotdeauna un profesor se multiplică, întotdeauna un mentor se multiplică. Întotdeauna se multiplică. Eu n-am avut un mentor aproape niciodată, dar a existat totuși un bătrân în viața mea și a lui Carmen. Un bătrân de la care am învățat câteva lucruri. Și n-am să vi le spun acum, să iau timpul cu lucrul ăsta, dar am rămas cu câteva lucruri de la el care îmi sunt prețioase astăzi. Trebuie neapărat să avem un model, avem nevoie de model. Îmi veți spune, Hristos e modelul, e adevărat, dar dați-mi voie să vă spun și următorul lucru, noi avem nevoie și de un model vizibil. Pentru că nu l-am văzut pe Hristos cu familia, cu soția, cu copiii, cum se comportă într-un fel sau în altul. Hristos este modelul, dar Hristos e invizibil ca și Dumnezeu. Noi avem nevoie de un model vizibil, de cineva cu care să vorbim văzându-L, nu doar prin credință. Trebuie neapărat asta, altfel maturizarea va fi făcută din mersul trenului. Multiplicarea trebuie să existe, asta presupune educație. Educația este o formă de a preda, nu neapărat o tradiție și o cultură, ci de a preda un stil de viață spiritual. Apoi, uitați-vă la sacrificiul soldatului, adică la suferința dedicării. Este o teribilă suferință în dedicarea asta. Îți rămâne nevasta în urmă, nu știi dacă o mai vezi. Nu știi când o mai vezi. Nu știu dacă îți mai vezi copilul, câți oameni nu s-au mai întors, au rămas în Irak, în Afganistan, în Vietnam, în Ucraina, câți? Foarte mulți. Există dedicarea asta, dar e dureroasă, e riscantă, e periculoasă. Unii rămân acolo. Nu e ușor. Apoi, aduceți-vă aminte de antrenamentul sportivului. Aici este legea victoriei. Omul ăsta este obsedat să învingă. El de-aia face ce face, în speranța că va învinge. Dar în timp ce el învinge, altul pierde. Oameni buni, Satana trebuie să piardă. Trebuie să piardă cu tendința mea de a fuma, de a mă uita la pornografie, de a consuma alcool sau droguri, de a nu mai mă înțelege cu rudele mele, trăiesc într-o dușmănie insuportabilă și vin duminica la biserică și mă închin. Lucrurile astea sunt jenante, frații mei. Am 38 de ani de când îl urmesc pe Hristos. Este caragios în 38 de ani să nu-mi rezolv problemele astea. Păi dacă nu le-am rezolvat în 38 de ani, 7 miliarde de pe planeta Pământ vor ști că nu voi face nimic de acum încolo. Păi dacă 38 de ani nu s-a întâmplat nimic, ce ar trebui să se întâmple ca ceva să se întâmple? Dacă în primii 38 de ani unde există dragostea aia din tâi nu s-a întâmplat nimic, ce se va mai întâmpla acum când a venit rutina și plictiseala de care nu mai știu cum să scap? Hărnicia agricultorului. Aici este responsabilitatea autorității. De bună voie, predai ce ai în speranța că însutit îți va veni înapoi. Dă o Biblie, dă un Nou Testament, dă un CD-ul, dă un memory stick cu predici, cu cântare, dă un link. Pune ceva pe Facebook, domne, dar nu neapărat ce ai mâncat astăzi la breakfast. Nu vreau să supăr pe nimeni, fiecare are dreptul să facă ce vrea, dar ar fi bine să folosim metodele astea online și să predicăm Evanghelia, să punem predici, să punem cântări, să punem o mărturie, să punem un verset, să facem ceva, să punem acolo ideea despre Dumnezeu. Credeți-mă că din punctul meu de vedere este păcat să nu facem asta. Cum păcat a fost la Fecioare, cum păcat a fost la administratorii talanților și la ăia care nu s-au dus la spital și la pușcărie să viziteze, tot la fel de păcat, vor fi dați afară oamenii ăștia. Pur și simplu vor fi dați afară. Pentru că avem tot ce ne trebuie, nu trebuie să mai mergi astăzi, ci pur și simplu de acasă poți să faci evangelizare, într-o mare măsură. Gândiți-vă la maturitatea lucrătorului. Asta este seriozitatea slujirii. Maturitatea dă seriozitate. Un om care nu-i matur, nu-i serios. Glumele-s bune, dar la locul lor și la vremea lor. Altfel, dacă un om nu-i serios,
Nici nu vrei să stai cu el, că o dă în bară tot timpul. Nu știe când să... El nu are capacitatea să facă diferența între glumă și serios. El se duce... Încă ceva, curățirea vasului de care vorbeam puțin mai devreme. Asta este vorba despre integritatea pocăinței. Câtă integritate mi-a dat mie pocăința mea? Spuneam bisericii Betania într-o predică, cred că în penultima predică pe care am ținut-o în biserică, că am întâlnit un om care îmi vorbea despre sora lui, care a fost căsătorită cu un bărbat care o bătea bestial, animalic. Deci o bătea de o învia cu apă și cu oțet. Și omul ăsta s-a pocăit. Frații mei, a început să predice Evanghelia. Și omul ăsta mi-a spus un lucru pe care nu mi-a încăput în cap. O bătea la fel și după aceea, fără nicio deosebire. La fel de des, la fel de tare, la fel de bestial și animalic. Și predica Evanghelia de la Anvon. Oameni buni, asta nu-i pocăință, asta e bătaie de joc. Asta e bătaie de joc. Pocăința trebuie să-ți dea o condiție de integritate. Pocăința trebuie să-ți dea rușine, trebuie să-ți dea omenie, trebuie să-ți dea bun simț. Pocăința trebuie să-ți dea răbdare. Pocăința trebuie să-ți dea dragoste. Pe nevasta mea care o țin în brațe și cu care am făcut copii, s-o bat ca pe un animal sălbatic și la urmă să vin la Anvon, dar nu mai are nicio legătură dacă vin la Anvon sau nu. Faptul că eu m-am pocăit mă obligă să intru în anumit stil de viață. Mă obligă să schimb anumite comportamente mizerabile pe care le aveam când eram inspirat de lume. Acum eu sunt copilul lui Dumnezeu, eu mă hrănesc din divinitatea ce o conține cartea asta. Duhul lui Dumnezeu este peste inima și mintea mea și sunt marcat de acest Duh, de acțiunea Lui, de prezența Lui, de presiunea care o exercit asupra conștiinței mele. Cum e posibil să te pocăiești să nu se schimbe nimic? Pocăința produce integritate morală, produce etică. Aș vrea să ne oprim și să ne gândim cât de pregătiți suntem să zvâgnim un pic mai mult de aici înainte și să ne gândim dacă o să mă întâlnesc cu un român, indiferent că îl cunosc sau nu îl cunosc, o să inițiez, o să aduc în discuție prezența biserică, Dumnezeu, Biblie, rugăciune, pocăință, viață veșnică, plecând de la ceva. O să zic, mi-e rușine, dar o să fac efort să zic. Nici nu vă imaginați ce bucurie intensă ne va invada sufletul când ne vom despărți de omul, indiferent ce va zice el, pentru că nota pe care ne-o dă Dumnezeu nu e în funcție de reacția lui la ce spunem noi, ci e în funcție de ce spunem noi. N-are nicio importanță ce face el, aia numai el poate controla, însă ce facem noi, numai noi putem controla. Gândiți-vă la lucrurile astea. Gândiți-vă serios că ne trece viața și într-o zi Dumnezeu ne va pune în fața acestor zeci de ani și ne vom îngrozi când vom vedea că am fost foarte religioși, dar pur și simplu ne-am dezobișnuit să mai vorbim oamenilor din lume despre Dumnezeu în intenția de a-i atrage. Frații mei, avem colegi, rude, prieteni, trebuie neapărat să-l aducem pe unul aici. Nu se poate! Nu se poate! Dacă se pocăiește sau nu, e problema lui! Dar trebuie neapărat să-l aducem duminică aici. Chiar dacă nu vrea să vină, vom sta aici pe bancă și vă zice, Doamne, am făcut tot ce am putut, n-a vrut, e împietrit, o să mai mă rog, o să mai încerc și duminica viitoare. Dar dacă nu avem gândul ăsta, credeți-mă că e păcat. E un păcat de omitere, ca al fecioarelor, ca al administratilor, al administratorilor talanților. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, mergeți până la marginea pământului, nu vă duceți până nu va coborâ puterea. Este mandatul nostru, este misiunea noastră. Chiar dacă suntem români, chiar dacă nimeni nu se pocăiește, noi trebuie să mișcăm, trebuie să acționăm, trebuie să facem ceva pentru onoarea Dumnezeului nostru, pentru frumusețea Dumnezeului nostru,
pentru investiția care a făcut-o în noi, pentru încrederea pe care a avut-o când ne-a predat ștafeta și Evanghelia, pentru pilda care o avem în oamenii de până astăzi, Pavel, apostolii și toți ceilalți din 20 de veacuri. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să stăm în fața Domnului și să ne cercetăm inima, să ne cercetăm prioritățile, obiceiurile, și Duhul Sfânt care e prezent ne va vorbi în mod personal, dincolo de vorbirea publică. Duhul Domnului să fie peste adunare. Amin.